Daniel, capitolul 1, doar un singur verset, versetul 21. Așa a dus-o Daniel până în anul din 1 al împăratului Cir. Amin. Vă rog să vă adică cum a dus omul acesta așa? Nu știu dacă știți despre Daniel, nu se spune că a făcut nimic rău în Sfânta Scriptură. Avem oamenii lui Dumnezeu prezentați cu lumini și umbre. Avram, chiar și Noe și alții, David, nu mai vorbim. Și atâția. Și totuși despre el și despre încă doi în Sfânta Scriptură. Nu se spune că a făcut nimic rău. Morți, numai de bine. Numai că nu-i cinstită vorba aceasta. Despre Daniel nu se spune că a făcut nimic rău. Ce mi-a lăsat după ce mi-a plecat din locul acesta? Copii, un copac, o fântână? Sunt lucruri care au valoare. Dar există un cuvânt în Biblie care spune că amintirea celui neprihănit e bine primită înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Așa a dus-o. Important nu este cum a sfârșit, cum a început viața aceasta de pocăință. Această viață care are ca scop câștigarea sufletului nostru. Pentru că pentru sufletul nostru se duce o bătălie teribilă. Spunea David, nimănui nu-i pasă de sufletul meu. Nimeni nu mă mai iubește. Orice scăpare este pierdută pentru mine. Să nu cumva să credeți că David a spus bine. A spus-o la amăreală, la supărare. Și omul la supărare spune și prostii. Îi pasă de sufletul nostru și lui Dumnezeu și diavolul. Și pentru sufletul nostru se duce bătălia. Ori cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Daniel a avut niște lucruri care l-au marcat în viață și a putut să fie biruitor și a putut să stea cu fruntea sus și într-o zi să-i spună Dumnezeu și acum robul meu Daniel, om prelevit și scump, tu te vei duce și apoi te vei trezi într-o zi și așa cum spune credeul nostru, așteptăm învierea morților și viața veacului ceva să vină. Și va veni o zi în care Dumnezeu va fi acela care va răsplăti celui ce a făcut bine și va răsplăti și celui ce a făcut rău. Aici, pe pământ, sunt toate amestecate, dar va veni ziua în care Dumnezeu va despărți lumina de întuneric. Noaptea de zi, minciuna de adevăr, frumosul de urât. Istoria acestui om este palpitantă, este fascinantă. S-a născut într-o vreme grea. Într-o vreme în care Dumnezeu trebuia să corecteze poporul său care se îndepărtase de el. S-a născut într-un timp cu un împărat deosebit de rău și de slab, Ioachim. Atât a fost de slab că atunci când a fost bătut măr de către babilonieni, l-au lăsat în continuare împărat, că era prea rău că se mai chinuiască să aducă un alt împărat. Era suficient de vândut unei vieți din aceste păcătoase. Să te naști sub un împărat rău, într-un timp greu, să vezi și să-ți fi dorit totuși ca să ai o viață în aceasta. Și câți dintre noi ne-am făcut visuri? Sunt tineri aici care știu și dorința lor este ca să aibă o școală, să o termine, și apoi la o facultate. Să își facă visuri. Cum va fi în 18 ani sărbătoarea majoratorii? Sunt convins că el și-a dorit foarte mult să aibă foarte multe lucruri pe care și le aveau. Însă a născut într-o familie conducătoare. Și le aveau oamenii cei de acolo. A avut un confort din acest omenesc. Dar mai presus decât toate s-a născut într-o familie de oameni sfinți. Mai important decât este să te naști într-o familie de oameni bogați. Deși și părinților au fost oameni bogați, au fost oameni înstăriți din familie conducătoare. Au fost oameni sfinți. Și s-au gândit oare ce nume ar putea să dea copilului lor? Numele reprezentat ceva.
Nu s-au gândit la vreo telenovelă de succes și să dea un nume spaniol sau latin copilului. Ci s-au gândit că trebuie să dea un nume care atunci când e strigat copilul să știe ceva. Și au hotărât să-l cheme Daniel. Adică Domnul este judecătorul meu. Ce nu? Să te naști cu el la 5 ani să întrebe cineva când ai 5 ani cum te cheamă? Să spui Domnul este judecătorul meu. De obicei, primele minciuni se spun pe la 4 ani. Și totul să știi la 5 ani că Domnul este judecătorul tău. La 10 ani, cum te numești Daniel? Domnul este judecătorul meu. La 14 ani au făcut buletin și au spus, poliție, ce scrie aici? Pe certificat scrie asta. Asta să scrieți. Că Domnul este judecătorul meu. O, dacă am ști noi că Domnul este judecătorul nostru, cu adevărat mulți am trăit altfel. Dar mi se pare că scăpați suntem de judecata viitoare. Domnul este judecătorul meu. Și a făcut visuri. S-a gândit la majorat, la facultate, s-a gândit la atâtea lucruri frumoase ale tinereții. Și toate visele s-au distrus, s-au spart la 15 ani. Au năvălit în țară babilonienii. Au distrus totul. Și a văzut părinții loviți, brutalizați. Și a văzut casa arsă. Și a văzut prietenii uciși. Și oamenii de pe stradă lui uciși. A văzut templul în flăcă. A văzut că Dumnezeu e pângărit. Că numele Dumnezeu e pângărit. A văzut că nu mai este viitor și din omul acela care a crescut într-o casă și s-a trezit când a vrut. Din omul acela învățat cu niște valori morale, învățat cu confort, s-a trezit dintr-o dată rob. Dar robia a avut un lucru interesant. Unul dintre lucrurile pe care le-a furat Nebucanețar din Israel, a furat cupele sfinte de la templul jidovilor, de la templul evreilor și le-a dus în țara lor. După aceea a spus unuia care se ocupa cu viitorul în Imperiu, Ashpenaz. I-a spus, Ashpenaz, du-te prin toate școlile. Și cuvântul Domnului spune că Ashpenaz s-a dus și a cerut catalogul. Și a spus, cei de 10 să vină aici? 1, 2, 3, 4, 5, 70 de oameni. De ce avea nevoie Ashpenaz, Nebucanețar, de 70 de tineri, fără cusuri, deștept în toate? Învățați, manierați. Și a spus, păi, duceți în Babilon, o să faceți ce vreți. Eu n-am nevoie de ei decât de 70 de oameni. Ucideți-i pe celălalt. Nu mă interesează. Pentru că Nebucanețar știa că 70 de oameni instruiți bine pot schimba o lume întreagă. Și suntem suficient tineri și oameni în București. În Betel sunteți suficient să puteți schimba o lume întreagă. Cu 70 de oameni Nebucanețar se gândea să schimbe lumea. El nu avea în Babilon, pentru că tot dându-le numai mâncare, făcuse din ei niște nebuni. Școala în Babilon era de 2 bani. Nu aveau principii, nu aveau religie, nu aveau ancoră. Trebuia să-i importe copiii ăia. Să le spele creierul, să-i crească după valorile acelea și apoi să schimbe cu el lumea. Și pentru tinerii aceia a fost și Daniel dus. Om de nota 10. S-a trezit la 15 ani, bătut cu bici pe spate, hai mișcă jidul. La 90 de ani îl vedem tot acolo. Să te duci la 15 ani și totul la 90 de ani încă să mai fii în Babilon. Să treacă 4 împărați, spune cuvântul Domnului, așa de frumos în Biblie, că s-a dus fiecare împărat la rândul lui. Și Nebucanețar s-a dus și apoi a venit Belșațar. Și pe Belșațar a venit Darius, că l-a bătut bine și l-a omorât. Și apoi a venit Cirus. Și el a rămas Daniel. Împărații s-au dus și l-a rămas. Și a adus-o Daniel până pe vremea împăratului Cirus. Cum așa? Într-o vreme în care nu se mai făcea nimic, știți unde erau chitările? Spune Psalmul 137. Pe marele râului Babilon, ședeau atârnate harfele noastre sălci, să cânte pomii. Laudă și închinare. Eu nu mai fac nimic, că așa sunt de nervos acum. Nu? S-au săpat alții. Să meargă la biserică, alții să se închine, alții. Lăsați harfele sălci.
Ăla care știe să cânte, să nu cânte, ăla care știe să recite versul, să nu recite sau să le scrie. Să nu folosim creierul acesta, oricum nu folosim mai puțin din el, dar să nu folosim nici cât este. Să facă alții treaba. Bătrânii să nu mai dea sfaturi, să nu se mai roage, tinerii să nu se mai implice, fiecare să-și dea ca o legumă și să nu facă nimic. Pe marele râului Babilon și la o harpă le-a terminat în sărăcie. S-a dus acolo la 15 ani și a biruit. Pentru că n-ai cum să biruiești pe pământul acesta decât dacă respecti cele patru principii ale vieții lui. Și în această seară o lecție practică de ce vă trebuie ca să vă duceți până la capăt. Dacă vreți ca să biruiți aceasta care va fi din ce în ce mai grea, pentru că vreau să vă spun că evanghelizările încet încet se vor sfârși. Pentru că Dumnezeu se apropie de timpul pe care dorește să își ducă poporul la casă. Suntem probabil ultima generație de păstori și ne vom vedea turma mergând într-o zi la cer cu Iisus Hristos. Eu asta aștept. Încheierea tuturor lucrurilor. Nu să ies la pensie, nu să fac o casă și să vină Domnul Iisus Hristos. Amin. Și să plecăm de aici. În primul rând, Domnul acesta spune cuvântul Dumnezeu că a avut verticalitate. A fost vertical. Și ce înseamnă vertical? Știți? Așa e drept așa. Adică pușirea spinării dreapte. La 15 ani i-au dus departe de părinți, departe de biserică, departe de muiama tatălui, departe de sculatul de dimineață, zicem noi, undeva departe. Așa cum te duce la facultate când știi că nu te mai vede nimeni. Lasă că plec odată de acasă. Aștept ziua aceea. Trebuie să guști și tu ce înseamnă biciul pe spinare. La 15 ani departe, sute de kilometri de locul în care s-a născut, îi se părea că sute de kilometri departe de Dumnezeu, fără să-și impute de ce am ajuns mai aici. Și a zis împăratul, haideți mai aici. Cum vă chemați pe voi? Eu vreau să nebucanețar. Eu bătu bine, să-mi zic că l-am părat bătuț. Să umilească. Cum vă cheam? El a zis, Domnule, este judecătorul meu. Nu o să crezi tu. De aici te vei, înainte te vei chema Belșațar. Adică, Bel împărățește. O fi, a zis Daniel, pe mine mă cheamă Domnule, judecătorul meu. Voi trebuie să mâncați, ce ați mâncat până acum? Mâncare cușă. Știți mâncare cușă. Te duci în avion să zbori, o să vezi imediat că vine stewardesa și primul lucru la care se gândește este scaunul 37 sau 52, pentru că acolo sunt niște evrei care au niște șuvițe așa și îi mănâncă altceva. Un popor pus deoparte, așa spune. Mâncare cușă. Și-o zis, nu copii, voi mâncați ce zic eu. Vă bagă, nu vă vedeți. Și a venit cu porcul cu mără în gură. Și a zis, poftă bună. La 15 ani, probabil că poți să zici, părinții nu sunt aici, Dumnezeu ne-a uitat, pumnul ăsta e greu, eu n-am decât 15 ani, nu-s responsabil, n-am-s major. Dacă zice dumneavoastră împărate, cum se numește? Străiți? Da, dar pentru asta nu mergi vertical când faci așa, nu? Nici nu pot să fac cum vreau, că am spondilos, dar vreau să vă arat. Cum trăiește o lume întreagă. Îi spuneam lui Florin. A hotărât, spune Biblia, să nu se spurge. Și asta îmi place foarte mult. A hotărât să stea în fața împăratului drept, a spus împărat. Păi noi ne poți bate, ne poți băga în cuptor, ne poți scoate înapoi afară, ne poți ucide în fel și închid. Noi nu mâncăm. Părinții noștri ne-au învățat. Dar nu-s părinții voștri, ce n-are importanță. Pentru că eu, ca părinte, mi-ar place să știu că nu o să mai știu că pruncii mei ascult de ceea ce le-am spus din cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Că aia nu-i pocăință cu bătrâni. Începeți. Mi-ar place să știu că pe pruncii mei vor fi pocăiți când se vor duce la facultate la Timișoara. Când vor pleca departe de casă. Că principiile pe care le-am sădit în ei vor rămâne drepte și după ce noi nu vom mai fi. Atunci știu ca și părinte că mi-am atins scopul pe care vrea Dumnezeu să-l am în mine. Atunci e încercarea. Nu când sunt aici acasă. Și spune, băi, copii, hai la biserică, mă, că... Mă iubesc, nu? Mă, normal că vii, că n-ai ce să faci. Dar vreau și aș fi tare curios să văd ce fac copiii noștri când pleacă de aici. Acolo e examenul. Când nu ne mai văd. Când văd altcineva și văd pe altcineva așa, alte lucruri.
Mi-aduc aminte de atâția oameni verticali pe care i-am întâlnit în viață. Și văd cu tristețe, de exemplu, atâția oameni care stau cu șira spinării curbată, încât au ajuns ca o secetă. Dumnezeu vrea să ne dea demnitatea să umblăm ca oamenii în picioare. Nu fiți adepți de ludare și să umblați în patru labe. Că diavolul ăsta vrea să vă recunoaște. Când spuneau, la un moment dat au venit doi frați să predice Evanghelia într-un sat. Am întrebat mai demult frații, cum s-a înființat biserica aceea Moldova? O zice o poveste interesantă. Au venit doi predicatori mari pe vremea lui Ceaușescu, la Ceaușescu, și era o babă în satul ăla, numai credincioasă. Și-a zis, baba, la mine în casă să veniți, pentru că eu vă dau voie aici, în casa mea, să vorbim despre Dumnezeu. S-a adunat o sată. Și-a venit miliția. Și-a zis, afară de aici. La care cei doi predicatori au zis, trăiți, tarășul, poziția dumneavoastră. Și-au plecat. Toți au plecat aia alții. Pentru că ăștia vorbeau cu bastonul. Baba asta de-a păscat. N-ai auzit? I-a zis, eu nu mă scol de vă scaunul ăsta, tarășul. Eu nu mă scol de vă scaunul ăsta până nu se face o biserică în satul nostru. Și nu mă lăs. Bateți-mă cât vreați, loviți-mă cât vreați, dar eu de pe scaunul ăsta nu plec până nu se face o biserică aici. Acum sunt peste 150 de oameni acolo, pentru că baba aceea a rămas verticală, știți? Mă puteți bate cât vreți. Tot nu mai simt că am reumatism. Eu rămân aici. Trebuia să plec într-o zi la o conferință în Spania. Avionul era din Timișoara și m-am dus la un frate care este director, are firmă mare. Să mă duc el la aeroport, stăteam acolo în Timișoara la firma lui. Și a venit secretarul și a spus, domn director, a venit, zice, omul pentru care de multă vreme ne-am gândit să-l angajăm mașină noi, dintre mecanici ăștia de nu știu ceva utilaș. Zâmbesc de s-o ocupa cu fratele acum. Dar am zis, hai mă, dacă fă slujba. În momentul în care a venit de la Bucu și nu mi-a plăcut. Deci a o privire așa un suros, să-ți dai seama de la bună început. Să trăiți, să trăiți el. Numai cum și zice șeful către măi, știi să lucrezi pe tractorul ăla, pe utilajul ăsta? Da, zice, cum sunt eu, toatele și toatele și așa spre depare și noaptea și zice, bun, și zice, la un moment dat, eu am niște pretenții, zice. Să spuneți care. Că zice, la mine în firmă se vine la serviciu, se pleacă pe șantier și nu știi când vine înapoi și pe o săptămână acasă. Unu, doi. Doi. La mine la firmă nu se fură. Dacă ai furat un litru de motorină, te dau afară. Trei. La mine la firmă, zice, nu se bea. Nimeni nu pune în gură la alcool. Apoi cu alcoolul zice, e ușor, domnul. Că eu zice, nu beau. La care eu zic, sunteți bolnavi cumva? Dar zice fratele director, sper că nu ești pocăit, mă. Și albește. Zi! Ești pocăit sau nu ești pocăit? N-aș știut că patronul e pocăit. A murit și a înviat. Transpira. Și zice, la un moment dat, sfârșit, încerc. Adevărul că nu prea încerc, zic către el. Nu prea te străduiești. Să o fac și eu. Vă dați seama că ați văzut că pierde serviciu cu nicio. Și voia să spună orice, care ciroze, care orice. Numai să nu spună, nu domnule, eu nu beau. Pentru că eu sunt copilul lui Dumnezeu. Nu beau de ciroză, nu beau de cancer. Nu beau că... Nu beau eu, scurt, că sunt copilul lui Dumnezeu. Mai bine să stăm cu șira spinării tot timpul plecată. Și dacă vine lumea și zice, ia bea și tu un păhărel să trăiți. Bea un păhărel. După aceea mă duc și dansez, că toată lumea dansează și ar mă înclin. Și vine lumea și zice, îmbracă-te cu hainele astea și ar mă înclin să trăiesc cu oștrii noastre. La noi la serviciu se face așa, dar dacă pentru 7 milioane de lei, cum să mă înclin? Dacă la serviciu, n-ai ce face, frate, așa e? Vă pune-te în locul meu, nu? Și tot timpul cu spinarea curbată și să trăiești șeful. El putea să o spună la 15 ani cel mai bine, dar n-am ce face acum. Dar ascultați ce spune la un moment dat. Și ar vrea să citesc Cuvântul lui Dumnezeu din 4 cu 23. Ascultați ce spune un împărat. Împăratul ăsta avea
a ajuns să mănânce iarbă, știți, pe Nebucanețar. Primul împărat vegetarian. 7 ani a mâncat iarbă. Pentru că el, la rândul lui, era unul care făcea să ducă porc pe masa jidorilor. L-a lovit licantropia. Dumnezeu l-a pedepsit cu licantropia. Ajuns să fie lup, până la urmă. Au crescut ghearele și colți. Și s-au roșit ochii. Și au stat în patul lor și a mâncat iarbă. Dar ascultați ce spune Daniel la un moment dat. Când a chemat împăratul și a spus că o vânul ședis teribil. Și acum ascultați. De aceea, împărate, zice omul ăsta, tânăr, cu șira spinării dreapt. Împărate, știi de unde e problema ta, zice. Și problema vă tot Babilonul ăsta. Împărate, nu pentru că uite, stă-ne cu spinările aici toate drepte. Nu e vorba de asta, împărate. Problema nu e la noi, ci la tine. Noi suntem robi, dar tu ai o problemă, împărate, cu toată bogăția ta pe care o ai. De aceea, împărate, pleacă-ți sfatul meu. Știu că nu-ți place. Trebuie să-ți placă, zice așa. Pune capăt păcatelor tale. Și trăiește neprihănire. Rugă, pune legiurile tale, împărate. Ce curaj! Nebun! Să-i spui tu împăratului care ți este în mână cu sabia și poate să stai capul și să spună tu ești un păcătos. Rugă, pune legiurile tale, spune. Și poate, și ai milă de cei nenorociți, și poate că ți se va prelungi fericirea. Nu pot să-ți promit. Știți care a fost rezultatul acestei predici dure? Cu spinare dreaptă. Tot acolo, versetul 37. Acum eu, Nebucanețar, de trebuie 7 ani pentru asta, să mănânce iarbă. Acum eu, Nebucanețar, laud înalt și slăvesc pe împăratul cerurilor, căci toate lucrurile sunt adevărate, toate căile lui sunt drepte și el poate să zmerească pe cei ce umblă cu mândrie, cum am pățit eu. Pentru că un tânăr le-a predicat lucrurile acestea și a spus, împărate, ești un păcătos. Și el a ajuns să slăvească împăratul ăsta păcătos numele lui Dumnezeu. Pentru că dacă am fi cu șira spinării dreaptă, dacă am fi oameni verticali în viața aceasta, câți oameni nu s-ar pocăi în București să slăvească numele Dumnezeului Cerurilor? Dacă noi alegăm de atâtea ori la același portop de destrău, îmi vei spune că tu nu bârfești, dar nu asculta că ar muri bârfitorii șoverfii. Ca să meargă bârfa, trebuie să fie și o ureche care să asculte. Nu le mai dați cinstea să-i ascultați. Nu vă mai duceți cu lucrurile acestei vieți, cum se duc toate, că toate merg așa. Și ce dacă merg tot așa? Toată lumea se înclină. Cine mai poate să fie pocăit și sfânt și creștin în ziua de astăzi? Voi! Noi! Amin! Amin! Noi putem și noi trebuie să fim așa. Amin. Trebuie să fim verticali într-o lume de curbați. Într-o lume de aplecați care se apleacă după orice lucru, după cum bate vântul. Cu cine mai deștept, cu cine cu diplomă, cu cine cu bani, cu cine cu nu știu ce. Pentru că nu avem curajul să spunem unui nu, nu și dau lui da. Suntem creștini! Și nu contează ce biserică mă duc, pentru că partida poate să fie oricare. Dar purtarea nu poate să fie oricare. Și dacă ești creștin, este o cântarea noastră care spune așa, dacă te numești creștin, tu ești chemat, tu ești chemat. Să fii creștin cu adevărat. O șira spinării dreaptă. Pentru că Iisus Hristos dă și demnitate. Da! Nu beau și nu fumez și nu jur și nu mint și nu înșel și nu vorbesc și nu le fac aceste lucruri pentru că sunt copilul lui Dumnezeu. Sunt creștin. Îl iubesc pe Iisus Hristos. Nu pot! În al doilea rând, îți trebuie în viață pe lângă verticalitate. Asta drept. Îți trebuie sfințenie. Citim capitolul 5, dar citiți acasă, că aveți vreme. M-ați putut sta seara până târziu să stați în seara. Cuvântul Domnului spune că a venit un împărat care purta același nume, Belșațar, ca și el, Daniel. Și cuvântul Domnului spune că Belșațar a făcut un chef. 1000 de oameni a chemat la masă la el. Mulți. Trecuseră ani. Și cuvântul Domnului spune că printre lista de invitați n-a fost și Daniel. 1000 de oameni să bea pe vin și să chefuiască să se îmbete și pe Daniel nu l-a chemat nimeni. De ce nu l-a chemat? O să vă spun eu de ce nu l-a chemat. Pentru că nu s-a fi dus. Pentru că nu obișnuia să se ducă. Pentru că nu mai prăpădeau
invitațiile pe el. Nu s-a chitus. N-a fost chemat la chefful ăla și spune cuvântul Domnului că ospățul l-a transformat Belșazar într-un ospăț religios până la urmă, că a început întoiul vinul pe ce s-a îmbătat să-și laude toți Dumnezeii. A ajuns cu cei de aur, după aceea s-a dus la cei de argint, la ramă, a trecut pe la cei de piatră, pe la cei de lemn și tot așa și nu mai avea Dumnezeu de lăudat din regnul vegetal și animal, a terminat pe toți. Și pe aceea și-a dus aminte de ceva, tot bând el acolo. A zis, măi, unchiul meu, Nebucanețar, a luat niște cupe de aur din templul evreilor. Ce ar fi să mai bem noi vin din el? Să ne îmbătăm mai tare din cupele astea. Haideți să vă povestesc ceva. Știți ce cu cupele astea de aur? Diavolul vrea întotdeauna să pervertească cupele de aur din templul lui Dumnezeu. Pentru că tu ești o cupă de aur în templul lui Dumnezeu aici. Dar diavolul vrea să dea vin din tine. Vrea să te bajocorească. Nu știa Belșațar în seara aceea că mai trebuia o picătură în paharul răbdării lui Dumnezeu cu el. O picătură. Și în momentul în care sărbătoarea s-a transformat în sărbătoare religioasă. Cum fac românii? Acum zice să sfințesc discoteci, câte un teren de fotbal, ce avem toți, acum hai repede, termină cu ceea ce ai, că avem noi treabă după aia. Ne aducem aminte de Dumnezeu pe care ne îmbătăm. Nu merge. Nu merge și cu una și cu alta. Nu merge cu doi stăpâni, nu merge cu două pahare. Amin. Amin. Cuvântul Dumnezeu ne spune că Belșazar a zis să se aducă vasele, să fie cinstit și Dumnezeul ăia din Israel, ca și Dumnezeul lui de piatră. Numai că Dumnezeul nostru nu are cinste care să mai împartă cu alții. Cuvântul Domnului spune că întuneric erau toți. Și așa să bea, și așa să facă o grămadă de lucruri urâte la întuneric. Dar Dumnezeu nu lucrează la întuneric niciodată. Primul lucru care s-a întâmplat, s-a aprins lumina sfeșnicului. Dumnezeu nostru lucrează la lumină totdeauna. Al doilea lucru care s-a întâmplat, n-a trimis Dumnezeu o știre de înger, nici un arhanghel în cer. Știți ce a trimis Dumnezeu? În capăt de mână. Nici n-are nevoie Dumnezeu de o știre de înger să ne pună la pământ. Este suficient să trimite un deget în capăt de mână. Și la lumânarea aceea de sus s-a scris un rând pe perete. Mene, mene. Tekel upharsin. I-a chemat pe toți. Atâta de mare a fost groază aia încât Biblia spune că el, împăratul Belșațar, a făcut intermecanic. S-a gălbenit. Așa spune Biblia. Că s-a gălbenit. Spuneam odată la niște tineri că a ajuns Belșațar în noaptea aceea cel mai bun român. La începutul seriei, după ce a băut vin, era roșu. La mijlocul nopții era galben. Și dimineața era albastru. Dimineața. Ce mare Dumnezeu avea. Să vină ăla. E cu Ștefan Gărghiu la mine. Cititorii mei și pe aia. Traduc. Au venit toți să nu știu. A venit Maică-sa și-a zis veșnic să trăiești împărat. Să o creadă Iacob. Cum l-a crescut așa la veacul. Stătea acolo ca și vacele la ceapelul. Spune că i s-a dezlocat în ghetele și omului. Stătea așa în față. Luna scrisese acolo sus pe zid și el era condamnat. Veșnic să trăiești împărat. Mai rămâneseseră minute până când avea să fie ucis. Înțelegeți? Pentru că Daniel n-a fost chemat atunci când le mergea bine, a fost chemat când le-a mers rău. Și a dus aminte maică-sa de unul care știa tainele lui Dumnezeu. L-a chemat pe Daniel și a venit Daniel solemn și vertical printre toți. A trecut printre rânduri, toți erau beți, căzuți, nenorociți și ăla stătea înțepenit în fața lui. Nici nu s-a uitat la el, s-a uitat la semne. Și a zis, aici miroasa mort. Ce scrie? Numărat, numărat, cântării și împărățit. Împărate, ți s-a luat împărăția, viața ta e la sfârșit, pentru că Dumnezeu te pedepsește. Recapitulăm.
era vertical și sfânt. Că pe sfinți nimeni nu-i invită să-și bage drogul în venă. Că Sfântul e sfânt și nu face asta. Percepeți? Pe sfânt nu-l găsești cu țigările în buzunar dimineață. Nici nu vine de la bal. Că noi suntem oameni ai luminii și sfinții umblă la lumină. Și nu-ți lăsa să vină fata târziu acasă. Că sfinții umblă la lumină. Amin. Amin. Pentru că oamenii verticali și sfinți nu sunt chemați în locurile de pierzare. Pentru că nu se duc. Pentru că ei sunt puși deoparte pentru Domnul. Ei altfel gândesc, altfel trăiesc, altfel vorbesc, altfel se îmbracă, altfel viețuiesc. Nu trebuie să se dea îndemnuri multe, să scoată banul din buzunar când un nenorocit e lângă el. Sfântul-i sfânt și lunea și duminică. Sfântul-i sfânt la școală și acasă. Sfântul-i sfânt și când e copil și se teme de palma tatălui și mai târziu când crește mare. Sfântul-i sfânt în fiecare zi. Amin. El se poate înfuria, el poate de multe ori să cadă în depresie, Sfântul poate să fie căzut de multe ori la pământ, dar cel neprihănit poate să cadă de 7 ori, dar se ridică numele Lui Iisus Hristos. Amin. Sfântul nu stă în oroi. Oaia și porcul, între oaia și porc e diferență. Amândoi, și oaia și porcul pot ajunge accidental în oroi. Dar porcul îi place să stea în oroi. Dar oi nu-i place și atunci scutură blana, lâna și fuge afară. Putem ajunge accidental în oroiul acestei lumi. Că putem fi terferiți că vine satana, că el nu doarme, nu și-a concedit niciodată. Dar n-avem voie să stăm acolo. Amin. Amin. Ne ridicăm în numele Lui Iisus Hristos, ne mărturisim păcatul, venim și ne plângem păcatul și nu-l mai facem. Și venim și spunem, Doamne, încep o viață nouă cu Tine din seara asta. Pentru că Sfântul sunt în toată portare. Pentru că dacă nu veți fi vertical și sfinți, nu veți birui până la capăt. N-aveți spune. Apoi spune cuvântul lui Dumnezeu că el, Daniel, era un om al rugăciunii. Îți trebuie verticalitate și sfințenie și rugăciune îți trebuie. Vă dau câteva exemple. Când veți spune, domnule, ăsta era când era bătrân, probabil, să ruga mult. Că bătrânii n-au ce să facă, ajungă să roage. Nu stau în apartament, pensia vine. Păi să se roage, mă, nu noi tinerii. Noi suntem oameni ocupați. Păi tocmai de ce? Tu să te rogi mai tare. Când ești ocupat. Știți ce probleme cu rugăciunea aceasta? Eu o văd când mă lupt eu cu ea, de dimineață. Bacă vine diavolul, tu ești obosit acum, te-ai culcat târziu. Ești grăbit. Dice să mai prinzi un loc la baie, că dacă nu vin copiii și ești terminat, până la 8 nu mai scoți de acolo. După ce crezi, după aceea ai și probleme. Să trebuie 10 băi la 4 oameni. Vine și spune diavolul, ești obosit, acum nu te mai rugă. Lasă, știi, Dumnezeu, problemele tale. Nu le știi așa. Și câte nu mai facem diavolul cu noi? Numai să nu ne rugăm. Îmi vei spune că ăsta s-a rugat numai când a fost bătrân. Vreau să vă spun ceva, că s-a rugat la fel și când a fost tânăr. Credeți asta? Vă dau un exemplu din Biblie. Unul dintre împărații Nebucanețar visează un vis. Și atât era de tâncă și uita visul. Și a chemat oameni și a spus, oameni buni, te lăgeți în visul. Și a zis, zi. Oamenii lui, cu Ștefan Gărgheu. Zi visul. Și a zis, domnule, dar mi-a scăpat din minte asta. Acum să spuneți și ce-am visat. Nu există așa ceva împărat. Ba da, există împăratul. Mie nu mi-a interesat. Mie să-mi spuneți și ce-am visat și să-mi dăruiți visul. N-am auzit până acum, au zis haldeii lui și vicitorii și ăia cu stelele și horoscoapele și de dimineață. Au zis nu. Păi eu vă dau pe toți bucăți, a zis atunci. Tot pe rând. Daniel era împăratul în casa lui în Bojdeu, că lui și vedea deja cum în curte să tăia capetele lor. Putea să zică slavă ție, Doamne, de fără asta să poată. N-a zis. S-a dus și a spus lui Arioc. Arioc, du-te și spune împăratului tău că există o șansă ca să aflăm visul lui. Ce mare lucru e asta. A oprit Arioc și a spus, este cineva împărate. Să vină la mine. Și a venit Daniel și a zis, nu împărate. Dacă vrei să știi ce ai visat, eu nu pot veni să spun așa cum am învățat la Institutul Teologic Pentecostal, așa cum am învățat din cărți, din experiența mea cu Domnul, a zis, nu. Eu mai am încă 3 prieteni de-ai mei tineri. Noi avem o celulă de rugăciune. 4 oameni suntem aici în Imperiu, ca ne rugăm în fiecare dimineață și la mea și seara, noi ne rugăm tot timpul. Eu mă duc și fug până la ei. Că oricum tu n-ai ceva decât să aștepți. Nu ne-au omorât pe ăștia până din eu. Mă duc și mă rog.
Că avem un Dumnezeu care descoperă toate tainele sufletului. Și El vă dă răspuns în palat. Și ascultați rugăciunea frumoasă. Doamne al cerului și al pământului, zice Daniel, se pune, ia pe ei trei, haideți, repede, să ne rugăm de problemă în țară. S-au pus toți pe genunchi și au spus, Doamne, Tu toate tainele le știi. Ajută-mă să înțeleg ce a visat împăratul ăsta. Să nu mi-o omoare pe amărâția aia. Că eu trebuie să iubesc pe toți. Spune repede visul împăratului. Și Dumnezeu i-a descoperit tot visul. S-a dus la împărat și a spus, mi-a rugat și Dumnezeu a răspuns. Aleluia. Om a rugăciunii. Când a fost bătrân, a fost om a rugăciunii, s-a rugat și mai târziu. Și a venit oamenii și a zis, trebuie să găsim ceva. Era al treia în împărăție, era ministru. Și a venit oamenii și a spus, nu există om să n-aibă o pată neagră. Nu este așa? La dosar. Care dintre dumneavoastră zice că n-are pată neagră la dosar? E ceva de care nu-ți place. Citeam într-o revistă, acum, de zilele acestea, că un polițist american și-a cumpărat o fluieră. Din Italia. A fost ăsta și s-a venit cu un alt polițist și a întrebat, ce fluieră frumos? Fluieră din Italia. Și sună bine, sună. Și a fluierat pe stradă să audă. Doi, ridica mâinile sub, nu trage, domnule, ne predăm, rapid. Și atunci ce știi pe acolo? Dar cu conștiința sfărâmată. Orice fluieră pe care l-a auzit, ridica mâinile sus. Era o încercare de fluieră. Dar dacă ai conștiința apăsată, nu mai dormi. Și zic, ăsta trebuie să aibă ceva greșit în viață. Nu se poate, Domnule, să fie chiar așa de vertical și de sfânt. Trebuie să aibă un păcat. Căutați-l prin gaura cheii să vedeți ce păcat are. Cercetați-i dosarul. Și ce poliție secretă a venit după o săptămână de cercetări, ce-a zis? Știți care e păcatul omul ăsta? Se roagă. Aleluia. Îl putem prinde pe ăsta, că se roagă. Cum se roagă, au zis? Dimineața se roagă cu geamurile deschise la Dumnezeul lui Jehova. La amiază se deschide iară și se roagă. Și seara înainte de culcare se roagă la Dumnezeu Jehova. O să-i păcat mare, mă. O să-i păcat mare să te rogi trei ori pe zi. Nu nimic zice că îl rezolvăm. Să duci la împărat și a spus, împărate, fă-ne un bine. Uite, știi ce ne-am gândit noi, împărate? Că în tine e ceva așa dumnezeiesc. Noi ne-am hotărât ca să nu ne mai rugăm decât la tine. E-o plăcut, o gândi la tău, împărat. Și mie mi s-o părut, zice, că am avut ceva sfânt în mine. Așa gândesc oamenii. Dacă vrei să-l prăbădești un om laudă. Ai predicat excepțional, frate. Ai făcut, eu știu astea. Ridică sus să poți arunca de sus. Și cuvântul Domnului spune că i-au spus, dă aici timp de o lună de zile să nu se mai roage nimeni. Și cheamă-i pe toți. Că trebuie să știe și în seara aceasta, și în zilele acestea, că Dumnezeu este, dar Cezarul e Dumnezeul nostru. A venit la Daniel și a spus, mă privește pe mine. Cred că te privește. Privește puțin la biletul ăsta. Împăratul a scris. Să nu ne mai rugăm. Foarte bine ce Daniel. Dacă așa au zis împăratul, cum să nu? Și l-a băgat în buzunar și s-a dus și deschis geamurile și a zis, e ora nouă, ora rugăciunii sfinte. S-a pus pe genunchi. Și de ce a făcut asta? Pentru că întotdeauna Cezarul de sus are prioritate la Cezarul de jos. Ați înțeles asta? Noi dăm Cezarul ceea ce Cezarul este în momentul acesta și ne plătim taxele și impozitele și mergem în armată și le facem pe toate. Dar Cezarul de sus e veșnic, ăsta de jos e trecător. El trebuie să rămână în veci de veci și Dumnezeu. Dacă Dumnezeu mi-a spus să mă rog eu de Dumnezeu, scum de împărat. Au deschis geamul și au venit peste el și au spus, Daniele, Daniele, ești un om terminat. De ce n-asculți de Cezar? Este un Cezar mai sus decât el, care mă obligă să mă rog. L-au dus la împărat. Prieteni cu împăratul. Ce-ai făcut? Nenorocitule, zice Darius. Ce-ai făcut? Păi să împărate mă rugam. La cine te-ai rugat? Nu, la mine trebuie să te rogi. Nu. Eu am un Dumnezeu sus în cer. Tu nu poți răspunde rugăciunea care le poate răspunde ea. Eu lui mă rog. Daniel, dar am spus că dau la lei. Pe ăla care se roagă. Împărate, dacă Dumnezeu a hotărât să trec pe acolo, trebuie să treci. Cuvântul Domnului spune că l-au slobozit noaptea în grob, seara. Și lei nu mâncaseră de multă vreme. Și a coborât, l-au coborât cu furie. Și ce-mi place că împăratul n-a putut să doarmă toată noaptea, spune Biblia. Dar el, Daniel, când s-a coborât în grob, le-a spus la copiii mei, au rămas cu gura cascată și au zis, tatăl zice ăsta mai mic, eu știu, zice, de ce nu l-a mâncat lei pe Daniel. De ce? Pentru că acolo în groapă, zice, era și leu din seminția lui Iuda. Aleluia! Știa el copilul ce știa. Știa, văzuse cronicile din Narnia.
Momentul publicitar. Un Fiat Alb București 47LKA să meargă și să pună în altă parte. Mie îmi pare bine că frații mei au mașină. Dumnezeu să vă mulțumesc. I-a coborât din ala. A plecat băiatul jos. E important să înțelegeți cuvântul Dumnezeu. Pleca băiatul. L-a coborât în groapă. Și lei nemâncați. Și când a simțit mirosul de om, dar a auzit o voce de ei. Hei, domnule, aici eu sunt împărat. Eu am văzut. Și ăsta e omul meu. Și atunci le-am întrebat noi ce să facem. Voi știți ce să faceți? Ăsta e om bătrân și îmbrat în frică. Să-l culcați lângă voi, să-l acoperiți cu blândurile voastre și să suflați căldură de e omul meu. Și eu, Dumnezeu vostru, eu v-am făcut. Ați înțeles? Împăratul n-a putut să doarmă în pat. Daniel dormea cu ei. Spunea marele predicator Spurgeon că de ce nu l-a putut mânca lei pe Daniel? Și de ce? Pentru că 50% era coloană vertebrală și 50% era tărie. N-aveau ce mânca lei de el. Dimineața a venit împăratul prin vecios. Daniel, rogul Dumnezeu de celui viu. A putut Dumnezeu care ne urma, tu te rogi. Să te scapi, că n-am dormit atât noapte. Dar el politicos din fundul gropii, fără să-i spună la împărat, uite-te cum mai ținut o noapte întreagă aici și a zis, veșnic să treci în împărat. Trebuie să fii politicos. Da, Dumnezeu care tu eu mă rog totdeauna m-a scăpat și m-a scăpat de atâția ani, de 90 de ani, tot mă scapă. Și mă mai scăpa de aici, eu sunt omul lui. Și trec prin rape, și apoi nu mă neacă, și prin foc, focul nu mă arde. Și ajung în, în groapa cu lei și lei nu mă mănâncă. De ce? Pentru că eu sunt un Dumnezeu, bă. Eu sunt din El și n-are ce să-mi ia. N-au ce să-mi ia fără voia lui Dumnezeu, nu mi se întâmplă nimic. Știți ce facem noi? Și vreau să vă spun despre rugăciuni. Așa am fost obișnuiți. Rugăciunile noastre nu sunt rugăciuni. Ca de aerobic spiritual, am văzut eu. Din acestea, ne sculăm, mai zicem o rugăciune, mai vedem ce facem, nu se poate aici. Rugăciunea noastră trebuie să-L atingă pe Dumnezeu. Să nu ne lăsăm până când Dumnezeu nu rezolvă lucrurile în viața noastră. El are putere, dar vrea să audă că ne rugăm cu putere înaintea Lui, că ne rugăm cu credință, amin. Că Dumnezeu spune mare rugăciune are și putere rugăciunea ce ne prihăni. Doamne, fă-ne verticali, sfinți și nu te ascult și rugăciunea noastră. Amin. Amin. Vreau să vă dau un exemplu de rugăciune adevărată. Știți din istorie, a fost un moment grav când colaboratorul numărul 1 lui Luther, Niconius, Frederic Niconius, a fost bolnav. Și l-a chemat pe Luther la el și a trimis o scrisoare, de fapt. Luther n-a putut să vină. Și a zis așa, Luther, eu mai am de trăit puțin. Am o formă puternică de boală în mine și trebuie să mă duc doctor în numai doar mine. Nicio șansă. Continuă tu reforma după ce plec eu. Și acum ascultați rugăciune pe care a spus-o Luther lui Frederic Niconius înainte Dumnezeu. Doamne Dumnezeule din ceruri, înainte de a-mi adresa ție, vreau să mă adresez lui Frederic Niconius. Niconius, îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos să nu mori. Ascultați. Îți poruncesc în numele lui Iisus Hristos să nu mori. Dumnezeu nu va îngădui să aud eu că tu ai murit. Ci tu, Frederic Niconius, vei trăi și după ce voi muri eu. Aceasta e voia mea și facă-să mi se după voia mea. Că eu n-am altă voie decât înălțarea numele lui Dumnezeu din ceruri. Aceasta e voia mea și facă-mi se după voia mea. Că eu n-am altă voie decât ca Domnul să fie înălțat. În clipa în care au pus biletul de rugăciune pe pieptul lui Frederic Niconius, s-a ridicat în picioare și s-a făcut sănătos. Și a mai trăit 6 ani după ce a murit Luther. Pentru că un om s-a rugat cu credință. Dacă rugăciunile noastre ar fi așa, Doamne, nu te las, cum a zis Iacob aseară, până nu mă binecuvânți. Dă-mi un semn din cer, sunt copilul tău. Am promisiunile tale, când strig un nenorocit, tu auzi.
auzi glasul meu și aștept, Doamne, ca să răspunzi. Rugați-vă, nu mai faceți flotări spirituale. Rugați-vă din toată lumea, din toată inima voastră. Stăruiți-vă rugăciune până când Dumnezeu rezolvă problemele vieții voastre. Rugați-vă cu ani, rugați-vă cu zile. Rugați-vă până când Dumnezeu acționează, măcar pentru stăruința voastră supărătoare. Aleluia! Dumnezeu să vă răspundă. Om vertical, om sfânt, om a rugăciunii. Și apoi a mai fost perseverent. Citesc din nou versetul 21 al capitolului 1. Așa a dus-o Daniel până în vremea lui Cirus. Și a trecut Nebucanețar, și a trecut Belșațar, și a murit și Darius, și a murit și Cirus. Și el a rămas. Important este ca până la sfârșit să duci mântuirea până la capăt. Cu perseverență fiecare zi. Astăzi mai pocăit ca mâine. Nu. Mâine mai pocăit ca astăzi. Și azi mai pocăit decât ieri. Și fiecare zi mai multă luptă. Și mai multă rugăciune. Și mai multă verdecire. Și mai multă bucurie. Mai multă dragoste pentru lucrarea Domnului. Ai căzut și te ridici. Perseverent. Până la capăt. Cu Domnul nostru Iisus Hristos. Când am unul câți ani de zile am întrebat-o pe doamna Gabi Savo, campioana noastră a României. Mi-a plăcut mult pentru că a ridicat steagul amărâtei noastre țări. Domnul a venit câștigat. Și mi-a spus, am întrebat-o la Felix, doamnă Savo, spuneți-mi că vă admir tenacitate. Spuneți-mi care e cea mai grea parte a cursii. E atunci când trebuie să dați startul, se dă un start bun, un start bun în viață. Atunci când ești la mijloc și trebuie să te desprinzi din putor, și mi-a spus nu. Cel mai greu moment al unei curse este sfârșitul. Că atunci nimeni dintre noi nu mai are putere. Toți suntem ultima sută de metri a cursei. E cea mai nenorocită. În toți am rămas la putere. Strângem din dinți. Ne mușcăm bucă. Și numai cei adevărați mai pot alerga ultima sută de metri. Vreau să vă spun că biserica e pe ultima sută de metri. Viața ta de credință este pe ultima sută de metri. Chiar dacă ești tânără. Cei mai mult s-a dus, cei mai puțin rămâne. Iisus vine în curând. Amin. A mai rămas ultima sută de metri, dar e cea mai grea. Când parcă puterile sunt desfârșite. Când rugăciunea parcă mai slabă. Când focul parcă mai stins. Când relația dintre noi parcă sunt mai reci. Când copiii sunt mai neascultători. Când ispitele sunt mai multe. Când îngrijorările sunt mai multe. Când pâinea e mai puțină. Când serviciul e mai slab. Când nervii te lasă, când bătrânețea îți spune cuvântul, acum ești pe ultima sută de metri a cursei. Dar să nu uiți un lucru, tot din lumea sportivă spun, Andreea Răducan, campioana României, a pierdut aurul olimpic și podiumul la Sydney din cauza unei pastile de Nurofen. N-a știut fi înrăcită că n-are voie să ia o simplă pastilă de Nurofen. Să pierzi aurul olimpic și locul întâi în lume. Pentru ce? Pentru pastilă de Nurofen. Eu vreau să vă spun ceva. Suntem pe ultima sută de metri și aici se pierde acum mai mult. Pentru o minciună, pentru o mașină, pentru niște bani luați, pentru niște nervi, spuși pentru că numai pastilă. Pentru un serviciu mai bun să trăiești șeful și te împlini și le faci pe toate și pierzi comora aceea sfântă cu Dumnezeu. Nu se poate. Acum să fiți puternici. Amin. Pentru că mi-a rămas puțin. Ce îmi doresc mie și ce vă doresc și vouă este să auzim cu toții ce a spus, ce a auzit Daniel când ne-a spus Dumnezeu, du-te până va veni sfârșitul, te reodihni și te vei scula iarăși odată cu partea ta de moștenire la sfârșitul zilelor. Când voi pleca din locul acesta de pe pământ, că nu o să auziți vestea. Că nu o să auziți vestea. Să nu cumva să credeți că voi, că eu nu mor niciodată. Amin, aleluia. Pentru că ei, oamenii lui Dumnezeu, nu mor. Ei se mută. Aleluia. Am auzit că a murit un frate. Nu cred. N-am vrut să cred. Că noi nu murim. Noi ne mutăm dintr-o stare de 70 de ani într-una veșnică. Ne mutăm din șomaj și din medici și din neputință și din slăbiciuni spre ceea ce este viu în veci veci. Amin. Să nu cumva să credeți că mor oamenii. Numai ne mutăm la Dumnezeu. Trecem într-o stare în alta, elegant, ca frunzele toamna. Îmi doresc și mie, cum vă doresc și voi,
la sfârșitul drumului nostru. Nu numai noi care suntem aici, ci și cei pentru care ne-a rugat în seara aceasta. Să fie împreună cu noi la mare studiu cu Iisus. Dar nu se poate dacă nu ești vertical, drept. Nu se poate dacă nu ești sfânt. Nu se poate dacă nu ești om al rugăciunii și nu se poate dacă nu mergi până la capăt. Până la capăt. Tot cu Iisus Hristos. Că așa de frumos să spui așa. Iisus al meu prietenul din solitudine pentru voi. Și pentru că suntem aici pe mulți slujitori ale Lui Dumnezeu.
Vrem ca în această seară să facem o rugăciune pentru dumneavoastră. Indiferent că ai crescut sau nu în biserică, că vii de la ortodox, de la catolic, de la baptiști, pentecostal, dacă simți că ai falimentat în unul din cei patru stâlpi despre care ți-am vorbit în această seară, fără de care nu poți ajunge în Împărăția lui Dumnezeu, vreau să ne rugăm pentru tine. Poate că e pentru prima dată când se roagă cineva pentru tine. Poate pentru prima dată când vii într-o biserică. Dar Iisus Hristos cunoaște taina inimii tale și vrea să-ți răspundă la asta. Aș dori ca, în timp ce cântăm împreună, să veniți aici în față și să ne rugăm pentru dumneavoastră. Sunt convins că Dumnezeu va da harul necesar. Eu n-am putere și nici frate vă spun, dar are El toată puterea în ceea ce am vrea să ne rugăm pentru voi. Să nu vă fie rușine să veniți și să ne rugăm. Pentru că în această seară Dumnezeu vrea să umple de har biserica lui. Frații și surorile noastre care vor sta în picioare și se vor ruga, vor mijloci înainte Dumnezeu ca Dumnezeu să descovereze inimile în seara aceasta. Să umple Dumnezeu cu Duhul Sfânt, acele suflete mântuite, să întoarcă pe cei pierduți, să îi deslege pe cei legați de diverite lanțurile de acolo. Haideți din toată inima să spunem, da, Doamne, lucrează, lucrează și vorbește, Doamne. Haideți să ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, cântăm înaintea lui Dumnezeu, ne închinăm înaintea lui și cei care doriți ca din această seară viața voastră să se schimbe, vă rog să veniți aici în față și apoi veți pleca pe cealaltă parte, dar ne rugăm pentru dumneavoastră. Și noi toți slujitorii din sală care mai sunt, eu nu vă cunosc, diaconi, presbiteri, vă spun, veniți aici în față să ne rugăm pentru oamenii lui Dumnezeu veniți din București și care au în această seară dorința să se întâlnească cu Iisus. Amin. Ne rugăm cu toții de Dumnezeu.